Anul 2020 în învățământul preuniversitar, trebuie să recunoaștem, a fost destul de greu, atât pentru personalul din învățământ, cât și pentru elevi și părinți. Trebuie să spunem că această activitate online a fost mult îngreunată datorită faptului că mulți colegi nu au avut instrumentele sau acele tablete cu care să lucreze alături de elevi și bineînțeles și elevii din mediile defavorizate. În final aș dori să mulțumesc tuturor pentru efortul care l-au depus până acum și să sperăm că din anul viitor vom învăța față în față fizic. V-aș dori pe această cale tuturor sărbători fericite, în liniște și pace și să fim sănătoși.